Recomand tuturor femeilor care au născut, chiar dacă sunt foarte tinere, 20-22 de ani, să-și facă niște investigații, adică să înceapă cu ecografii, să înceapă după o anumită vârstă cu mamografii. La nivel global, în urma unor sondaje, în 2023, în fiecare 3 minute, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân, iar la fiecare 14 minute, o femeie decetează din această cauză. Tu trebuie să te ajuți, tu trebuie să crezi, tu trebuie să te lupți pentru tine. Bun găsit, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod marca A Meritat Podcast cu Nasrin. Mă bucur tare mult să fim împreună și în această seară, seară în care n-avem ca invitată o vedetă, nu vorbim nici despre dezvoltare personală, vom vorbi despre un subiect despre care se tot vorbește de foarte mulți ani încoace, s-au dezbătut și s-au făcut sute și chiar mii de campanii, însă vorbim totuși despre o boală extrem de grea care se regăsește la femei, cancerul de sân. Invitata mea este dr. Mirela Mirtoiu și mă bucur tare mult că o am ca invitată, pentru că ne și cunoaștem de mulți ani de zile. Bună seara și bine ai venit! Bine te-am regăsit, arăți la fel de bine. Mulțumesc, și din ce în ce mai bine, ochișorii tăi sunt foarte veseli. Și cine nu știe, cum nici eu nu am știut, există cineva care îți face o viață din ce în ce mai frumoasă și mai bogată. Cineva de oblunițe. Da, de oblunițe, ceea ce este minunat. Despre ce să vorbim noi astăzi? Să începem? Exact, pentru că, iaca, maternitatea este extraordinar de frumoasă, dar probabil că ar fi cazul acum să ne gândim la ceea ce înseamnă cancerul de sân. După ce am alăptat, după ce am născut, ar fi bine să ne concretizăm așa și asupra noastră, pentru că noi trebuie să creștem acele mogâldețe, să le ducem cât mai mult în viață. Și pentru acest aspect eu recomand tuturor femeilor care au născut, chiar dacă sunt foarte tinere, 20-22 de ani, să-și facă niște investigații, adică să înceapă cu ecografii, să înceapă după o anumită vârstă cu mamografii, cu determinarea unor marcări tumorali. Femeile, de exemplu, de 20-21 de ani, care au în familie istoricul contează. Nu neapărat un cancer de sân, dar dacă au o mătușă sau o mamă, o bunică care au avut cancer de ovar sau de colon, atunci acele fete tinere ar fi bine să înceapă să-și facă aceste ecografii. Testele BRCA1 și BRCA2 sunt niște teste care ne ajută să vedem dacă avem un risc mai crescut. Uită-te la Angelina Jolie. A văzut că testul BRCA1 și 2, din câte am înțeles, este pozitiv. Ea a practicat acea mastectomie cu reconstrucția sânilor. Bine, aici deja vorbim despre un stadiu avansat. Neapărat. Sunt multe doamne sau domnișoare care nu au cancer, dar riscul de a dezvolta un cancer la nivelul glandei mamare sau a ovarului sau a colonului este foarte crescut. Atunci, multe dintre ele ar fi bine să meargă să-și facă ecografii, să-și facă tomografii, să se autopalpeze, dar chestia asta cu autopalparea eu nu sunt de acord, pentru că sunt foarte multe domnișoare și doamne care nu știu să se autopalpeze și pot să treacă peste anumite... Fără să știi că tu de fapt chiar suferi de ceva, exact, sau că ai o problemă. Dar ne poate atrage atenția un sân care este roșu, care are ca o celulită, în care se văd porii, sau la nivelul mamelonului poate să aibă niște scurgeri sanguinolente sau gen lapte. Deci toate aceste probleme trebuie să ne tragă niște semnale de alarmă și să mergem să ne facem o ecografie, să mergem să consultăm un medic ginecolog sau endocrinolog.
un simplu search pe Google, deși nu este nimic necunoscut și străin ceea ce spun, sunt extrem de multe informații utile. Deși tindem să spunem nu mai consultați Google-ul, nu vă mai luați după păreri, opinii și sfaturi și experiență de acolo, cred că acest subiect poate fi nu tratat, dar te poți documenta cât de cât și accesând Google sau anumite site-uri sau clinici, de ce nu. Și voiam doar atât să spun. Odată că această boală este cel mai răspândit cancer printre femei, asta știm și cel mai cunoscut, dar la nivel global, în urma unor sondaje, în 2023, în fiecare 3 minute, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân, iar la fiecare 14 minute, o femeie decetează din această cauză. Mă gândesc că poate aceste cuvinte sau aceste informații ar determina o majoritate să ia niște măsuri până când nu e prea târziu. Da, dar vezi tu că majoritatea, spun mie, nu mi se poate întâmpla sau mai bine să nu știu sau m-am lovit. Nu. Da. Trebuie foarte mare atenție. Corpul nostru ne trage niște semnale de alarmă și este foarte important ca noi să le auzim. Acele semnale de alarmă. De exemplu, norocul multora dintre tinerele care descoperă că au o afecțiune la nivelul sânului, poate să fie benignă sau malignă, dar își doresc foarte mult să-și pună proteze de silicon. Este principalul start, pentru că li se face ecografie. Și dacă li se face prima ecografie, li se spune: ai o problemă, dar ele până la își pune silicoane nu s-au gândit niciodată să-și facă o ecografie. Atunci află, înainte. Atunci. De... Sunt foarte multe. Deci în ultimii 7 ani, Nasrin, eu am trecut printr-un cancer de sân în urmă cu 7 ani. Nu am crezut că mi se poate întâmpla. Dar uite, s-a întâmplat. Și atunci am început să sfătuiesc pe fiecare să-și facă niște controle și în special pe mămicile care au apelat la fertilizarea in vitro, pe mămicile care au născut târziu, pe mămicile care își cresc singure copiii, pe mămicile care au copii cu probleme, pentru că mulți factori externi de care noi nu ținem cont, ne influențează. Dorința de a avea un copil de foarte multe ori, femeile ajung să facă cancer la sân din cauza faptului că ele nu pot să aibă copii. Suferă atât de mult, iar aceste emoții pot... Te referi la stresul care poate cauza această boală sau la tratamentele? Nu neapărat. Și fără tratamente. Tot pot să facă cancer de sân, pentru că emoția lovește maternitatea. Dacă îmi permiți, poți să-mi spui în mare cum ai aflat tu că ai cancer de sân? Da, eu oricum îmi făceam controle în fiecare an, pentru că am fost o mamă bătrână. Am născut la 43 de ani după fertilizarea in vitro. Înainte de fertilizarea in vitro, bineînțeles, mi-am făcut toate acele teste necesare pentru fertilizare, inclusiv ecografie mamară, mamografie, nu aveam nimic. Iar în fiecare an, după ce am născut, mi-am făcut ecografie și la o simplă ecografie am ajuns la concluzia că această boală cu care eu m-am împrietenit și pe care eu o respect, m-a îngenunchiat. Dar pe foarte multe femei le îngenunchează, dar trebuie să aibă speranță și încredere că se vor face bine. Asta este cel mai important lucru. După cât timp ai ajuns să te poți împrieteni cu cancerul? În momentul în care am început chimioterapia. Adică, s-a ajuns și acolo. Da. Deci am fost un alt om timp de un an și ceva, dar activitatea mi-a continuat-o. Am continuat să apar în emisiuni TV, chiar dacă nu aveam păr, aveam o perucă,
Dar acum pot să zâmbesc, dar și atunci zâmbeam, pentru că știam că destinul, chiar dacă ne joacă niște feste și are niște glume așa mai ciudate cu noi, trebuie să mergem mai departe și să găsim soluții ca să trecem peste acel hop. Doare cancerul la sân? Nu. N-a durut niciodată. Ai aflat despre această boală la o simplă ecografie? Da. La una dintre ele? Da, la ultim. La ultima. Ce simptome ai avut înainte? Niciuna? Ce semne? Ce... Niciunul? Habar n-aveai. Deci, practic, tu dacă nu făceai acea ecografie... Anuală? Nu aflam nimic. Iar noi două nu mai eram aici. Exact. Exact. Da, deci... Din nefericire, există foarte multe tinere care au cancer de sân la 20-21 de ani. Provin din acele familii unde ți-am spus eu că există cancer de ovar, cancer de sân și de colon. Primul semnal de alarmă pentru acele tinere este că în momentul în care doresc să aibă copii sau... să aibă o viață normală, să-și facă un plan de screening anual. Există și bărbați. Deci eu colaborez cu un spital foarte bun din Turcia, unde m-am și tratat. Am văzut foarte mulți bărbați cu cancer de sân în ultimii ani. Da. Hormonii, alimentația, stresul, poluarea, loviturile, toate pot să ducă. E o informație pe care trebuie să o diger, da. Tocmai așa am început podcastul spunând că acest cancer de sân este cel mai răspândit cancer în rândul femeilor. Da. Știam că există și în rândul bărbaților, însă cauzele sunt diferite, însă sunt și multe comune. Sunt apropo foarte, de stres, apropo de alimentație. Noi mâncăm foarte multe alimente pline de chimicale, da. Și din ce în ce o să mâncăm și mai multe alimente pline de mai multe chimicale. Să zicem că aceste păsări pe care noi ziceam, domne, că eu am o alimentație sănătoasă, mănânc piept de pui și piept de curcan și este extraordinar de bun. Dar să știi că sunt injectate. Și acestea... Dacă n-ai o sursă sigură... Da, e foarte complicat. Ele duc la creșterea estrogenului și majoritatea cancerelor de sân sunt estrogen pozitive, progesteron pozitive, mai rar sunt cancerele triplu negativ sau HER pozitiv. Deci sunt niște, cele mai comune sunt cele estrogen pozitive și progesteron pozitive, dar acele cancere sunt complet vindecabile. Eu pot să spun acest complet. Lucru. Complet. Da, adică eu acum 2 ani am fost declarată vindecată. Asta voiam să întreb, dacă pot recidiva, Mirela. Oricând. Deci, de aceea, tu, în momentul în care ai o problemă, să zicem, ai un chist benign la nivelul sânului, poți să te lași, domne, am chistul ăsta și numai ăsta nu o să se transforme. Dar poate să apară altceva și atunci tu trebuie să fii pregătit. Cu cât stadializarea cancerului este mai mică, cu atâta rata de succes este mult mai mare. Conștientizează femeile din România? Ce să spun? S-au schimbat lucrurile în ultimii ani? Că și noi am mai vorbit despre acest subiect și s-a tot discutat și s-a făcut în campanii, peste tot. Totuși, noi gândim, mie nu mi se poate întâmpla. Încă auzim asta în stânga și în dreapta, nu? Da. Am făcut o ecografie acum 3 ani. Uh-huh. Am făcut o ecografie acum 10 ani. Uh-huh. Și nu aveam nimic. Uh-huh. Păi stai, corpul nostru se schimbă de la o lună la alta. Uh-huh.
Da, pentru că merg pe ideea că dacă nu știu, atunci nu o să aibă la ce să se gândească și nu se vor consuma și poate trece de la sine și se n-are credem în miracole și minuni nu, și tot și, așa. Și modalitatea aceea de tratament numai naturistă, metodă naturistă, am auzit tot felul. Dom'le, uleiuri, miere, plante și așa mai departe. Nu spun că nu ajută. Ajută. Dar nu vindecă. Nu. Și din nefericire, multe ajung în stadii extrem de avansate, când chiar nu se mai poate face nimic. Este bine totuși să ai habar și de aceste tratamente, însă nu... Da, nu, nu singure. Lor, 100%. Nu. Nu singure. Și eu am făcut tratamente naturiste împreună cu chimioterapia, da, dar am da. Făcut tratamente... În paralel. Împreună. Da, împreună. Da. Deci nu am renunțat la chimioterapie, dar în schimb am mâncat sănătos, am băut niște sucuri ca să-mi crească hemoglobina, să nu ajung la anemie sau deci contează cumva să-ți și schimbi stilul de viață. Bineînțeles. Și să te împaci cu tine. Da. Să te împaci cu tine, să nu întreb niciodată de ce eu. Nu. Doamne, ajută-mă să trec peste ceea ce mi-ai dat. Dar așa ai gândit de la bun început? Da. Erai mama doi copii atunci. Eram mamă singura doi copii. Mamă singura doi copii. Care aveau 3 ani. Și trebuia să fac în așa fel încât să reușesc să stau alături de ei. Și să nu-și vadă mama suferind? Ei au înțeles de la început ce înseamnă această boală. Ei știu, nu? Ei știu. Ei știu și ei știu să încurajeze. De exemplu, cât am făcut eu radioterapie, i-am luat cu mine. Wow. E un act de curaj. În cadrul spitalului avem un hotel unde am putut să stăm împreună și vreau să spun că au învățat foarte multe. Au învățat să nu se teamă. Au învățat că cel mai important lucru este să te controlezi. Au învățat ce înseamnă să ajuți. Ei la 3 anișori știau să ajute un pacient care avea nevoie, de exemplu, la cină de niște felii de pâine. Se duceau și le duceau. Adică... Acolo demonstrații de empatie și de omenie. Exact. Și ei sunt niște copii minunați și puternici. Amândoi vor să se facă medici. Wow. Vor să inventeze un aparat care să scoată cancerul dinainte să te naști. Asta au spus. Cu toții am visat asta, da, la un moment dat. Da, pentru că acolo ei au văzut și foarte mulți copii bolnavi care sunt foarte bine și acum. Adică atunci când nu li s-a mai dat nicio șansă, părinții au crezut în șanse și au luptat și luptă în continuare pentru copiii lor. Care copiilor fac călărie, care copiilor fac în not și sunt foarte bine. Spuneai că una dintre greșeli, dacă putem numi așa, este aceea că de cele mai multe ori oamenii se întreabă de ce li se întâmplă asta. Pentru că evident că nu vor obține niciun răspuns. Bineînțeles, poate, decât și o să nu fie ajută cu nimic. Foarte triști. Cu toate astea, ai înțeles de ce ți s-a întâmplat, da, sau care a fost cauza? Da. Poți da. Să n-o spui? Nu. Și ți-a făcut bine să știi asta? Bineînțeles. Acum sunt lângă copiii mei mai mult. Nu mai muncesc, cel mai mult. Nu mai muncesc 18-20 de ore pe zi și am învățat să prețuiesc altceva. Uh-huh. Dar am înțeles. Uh-huh. E important să înțelegi. Cât a durat chinul? Măi, chinul nu a fost atât de mare. Chinul a fost până am... trecut primul hop. Până am trecut prima ședință de chimioterapie, pentru că de ce ne este frică? De ceea ce nu cunoaștem. O chimioterapie condusă corect și dacă tu știi să te modelezi că o să treacă, sigur va trece. O să-ți vând un secret. Eu am venit la voi în a treia zi de chimioterapie, pe când aveați emisiune. Nimeni nu s-a prins.
Vezi, nu ai abandonat ceea ce îți făcea bine, ceea ce îți plăcea, cu ceea ce te obișnuiesc. Niciodată nu trebuie să abandonezi. N-ai renunțat la viața ta, absolut deloc. Ai fost mamă în continuare, ai fost medic pentru pacienții tăi, mă gândesc în continuare. Da. A existat în continuare Mirela Mirtoiu peste tot. Da. Și cred că asta ți-a făcut cel mai bine. Asta te ajută. Da. Asta te ajută. Tu trebuie să te ajuți. Tu trebuie să crezi. Tu trebuie să te lupți pentru tine. Pentru că ești un individ. Depinde ce-ți dorești. Dacă îți dorești să te lupți pentru fiecare secundă a vieții tale, luptă-te. O să vină vara. Cum vine în fiecare an? Ce ne facem cu soarele care pare să ardă din ce în ce mai tare? Și ultravioletele, și razele, și auzind sfatul la televizor. Se fac emisiuni înainte, știi, de anotimpul cald. Da, Nasrin, soarele de este... intervalele la care poți să faci plajă, cu ce cremă, SPF-uri, peste SPF-uri. Deci eu... Pericolul există. Pericolul există și va exista și de acum înainte. Din nefericire, soarele nu mai este atât de benefic, nu din cauza lui, ci din cauza poluării. Pentru că noi, în atmosferă, aruncăm tot ce ne trece prin cap. Atmosfera de ce ar fi prietenoasă cu noi? N-are de ce. Expunerea la soare trebuie să se facă până în ora 11. După ora 11 putem să stăm la plajă, dar nu sub umbrela de pânză, sub umbrelă de răchită, sub umbrelă de stuf. Deci o umbrelă prin care să nu treacă raza ultravioletă. Nici UVA-ul, nici UVB-ul. Și nici în apă, crezând că nu o să ne bronzăm? În apă putem să stăm, dar eu... nu prea recomand foarte mult cremele. Eu recomand acele tricouri cu factor de protecție. Acela te feresc. O să vezi că o să-ți duci bebele la mare și o să-și dorească foarte mult să stea pe marginea apei. Da, da, da. Și există, ce faci cu el? Există hinuțe adecvate, specifice. Există și pălăriuțe și hăinuțe și pantalonași. Eu am cunoscut la spitalul pe care îl reprezint o doamnă care avea melanom, adică un cancer de piele, și ea zicea, eu în fiecare an mă duc la mare, are un costum special, având foarte multe alunițe, are un costum special, stă sub umbrelă, dar iubește marea, a zis, ea nu se poate regăsi fără să facă baie în mare. Da, pentru mare. Că scopul nu e acela de a se bronza. Exact. Probabil. A te bronza este minunat, dar ți-ajung cele 2-3 ore de dimineață și hai să zicem 2-3 ore seara după ora 4-5. Da. Dar copiii ăștia mici pe care îi țin părinții în... landouri, dau cu o tonă de cremă. Crema aia este foarte bună, dar de ce să pun chimicale pe copilul meu când mai bine pot să-l iau și să-l duc sub o streașină? Bine, cred că ideal când la soare sunt 50 de grade este chiar să ții ușor spre camera să de hotel. Să te duci la hotel. Sinceră să fiu, adică să lași puțin egoismul ăsta la o parte. Da, dar ei cred că în felul acesta reușesc să-l protejeze. Nu, să-l imunizeze, să-l călească, să... Nu. Da, da. Pe genul lasă-l aici, că nu trebuie să-l ofere, să se învețe de pe acum să-l călesc, exact cum ai spus și tu. Plus că înainte să te duci, să te expui la soare, de exemplu, vreau să fac un concediu superb, nu știu, în insulele, nu știu care. Dom'le, dacă am bani să mă duc în insulele respective, bine ar fi să mă duc și la un dermatolog, să se uite la pielea mea și să-mi spună care sunt riscurile mele de a face ceva la nivelul pielii. Câte? Eu cunosc cealaltă variantă în care știu că vine vara și nu vorbesc despre mine, că nu m-am dus în viața mea, la că solar. N-aș avea nevoie. Exact. Fac 3-4 ședințe la solar. De ce? Ca să nu se ardă la soare. Ca să poată să stea... Ca să poată să stea cât mai mult. Nu, e greșit. Își pregătesc pielea. Da, eu... E greșit? Da. E ceva de bine în toată ecuația asta? Nu. Deci eu, din punctul meu de vedere,
solarul se poate face maxim un minut, două minute, nu mai mult. Ele am înțeles că stau la acele solare turbo câte 10, 15, 20 de minute. Îți dai seama că acolo se întâmplă ceva la nivelul pielii. Melanocitele alea sunt bulversate, nu mai știu să se multiplice și uite să-și mai facă un nucleu, un ribozom, ceva celular. Și atunci multiplicarea lor, ce se întâmplă cu ea? Este aberantă. Ce înseamnă multiplicare aberantă? Cancer. După solar sunt foarte multe, apropo de cele care își doresc un bronz absolut perfect, recur la topless. Ce riscuri implică? Mai ales destul de mari. Dacă sunt expunerile după ora 10:30-11. Expunerea până în ora 10:11 este relativ ok. Dar multe au silicoane. Silicoanele alea, dacă nu sunt de foarte bună calitate, se pot încălzi. Încălzindu-se, alterează circulația sanguină la nivelul sânilor. Și de aici pot apărea micronecroze, celulele acelea de grăsime sau din glanda mamară nu mai sunt hrănite suficient de bine, pentru că stai seama, dacă siliconul este foarte mare și nu este de foarte bună calitate, apasă, chiar dacă el este pus sub mușchi, el tot creează o compresie. Oare câte femei s-au gândit la asta? Nu știu, habar n-am, nu am, dar îmi pun o întrebare retorică. Nu știu. Ai avut cazuri de genul sau ai întâlnit la colegi, serios? Da. Întâlnit la spital. Da, da. Și au fost nevoite să opereze, să-și scoată implantul mamar? Da, și să facă, să adapteze un alt implant mai mic. Da. Știu că în cazul femeilor care au născut recent este recomandat alăptatul, care ar reduce riscul de cancer la sân. Dar având în vedere că tu ai citit acolo că una din 8 femei dezvoltă un cancer de sân, nu crezi că sunt foarte multe care au alăptat? Sunt foarte multe și fac cancer de sân. De aceea poate ar reduce. Este o modă. Este încurajarea femeilor să alăpteze. Este mult mai ieftin, este mult mai comod și mult mai safe pentru copil. Sănătos. Bineînțeles. Este. Dar asta nu înseamnă că dacă eu am alăptat, nu voi face cancer la sân. Clar. Nu. Clar. Nu. Ce ar trebui să aibă, așa, spre final de podcast, în vedere femeile, mamele, adolescentele? Care ar fi primele lucruri pe care ar trebui să le știe și de care ar trebui să țină cont atunci când vine vorba de sănătate în general, dar mai cu seamă despre subiectul În primul rând, mamele ar trebui să-și învețe fetele că este foarte important să aibă grijă de ele. Poate o să facem o emisiune viitoare în care o să putem să vorbim de cancerul de col uterin la tinere. Și este un subiect pe care ar trebui să-l abordăm, pentru că, de exemplu, în Turcia ne-au venit fete de 20-19 cu cancer de col uterin. Pentru că vaccinarea HPV este ignorată, pentru că acele controle și tot ceea ce înseamnă secreție, Babeș, Papa Nicolau, toate astea sunt ignorate. Deci noi avem nevoie să ne pregătim pentru viață fetele începând de la 15 ani, 16 ani, mai ales că actul sexual nu se mai produce ca pe vremea mea. Se produce mult mai devreme și când fetele, dar nici băieții, nu sunt suficient de maturi ca să știe să se protejeze și să se ferească de anumite riscuri.
Educația, așadar, are un rol extrem de important. Bineînțeles, să mă gândesc eu și orele petrecute la școală, pentru că știu că și acolo s-au implementat mai mult sau mai puțin, mai pentru că puțin. Și acolo sunt păreri pro și contra. Educația sexuală ar trebui făcută în primul rând de părinte. Bineînțeles. Ceea ce se face la școală este... Dar părintele ar trebui să-și învețe copilul despre riscurile la care se poate expune, mai ales o fată care are mai mulți parteneri sexuali. Este foarte important. Cu cât numărul de parteneri sexuali neprotejat este mai mare, cu atâta riscul de cancer de col uterin este foarte mare. Și înfiorător ce ai spus, faptul că ai avut paciente de 19-20 de ani devreme, mult prea devreme. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența, Mirela. Cu mult drag și să nu uitați că mă puteți contacta. Te rog. Pentru a obține acele opinii medicale gratuite din partea medicilor din spitalul din Turcia, care este unul dintre cele mai bune spitale de oncologie, unde eu, ca și pacient și ca și medic, sunt ferm convinsă că ei m-au ajutat foarte tare. În curând, tot mai activă și prezentă și pe rețelele de socializare, sper, toate platformele. Sper să învăț. A promis că mă învață să accesați așadar. Dacă scrieți oricum Mirela Miurtoiu, cu siguranță o veți găsi. Mulțumesc tare mult și ca de fiecare dată o să rog pe cei care urmăresc acest episod să lase jos în comentarii opiniilor despre acest episod și de ce nu și sugestii în viitor, nu? Să ne mai vedem. Îți mulțumesc tare mult. Cu mult drag. Și să fim sănătoși și să ne luăm o Asta este cel mai important. Mulțumesc tare mult și seară bună. Și eu îți mulțumesc tuturor.